Frați și surori, actul spălării picioarelor este parte din Scripturi. Și din când în când ei vine vremea pentru că încercăm să împărțim drept cuvântul adevărului, să nu lăsăm nimic din cuvântul lui Dumnezeu nepredicat, lipsit de abordare, ocolit, datorită unor sensibilități omenești. La Biserica Elim vorbim despre tot ceea ce vorbește Biblia. Vorbim despre gânduri, vorbim despre atitudini, vorbim despre caracter, vorbim despre principii, vorbim despre simboluri, vorbim despre obiecte, vorbim despre cârpe. Cineva a venit odată și mi-a spus: frate, noi nu trebuie să predicăm Evanghelia cârpelor. I-am spus: din păcate, frate, dacă nu mai predicăm despre cârpe, rupe multe pagini din Scriptură. Pentru că Biblia vorbește și despre cârpe. Și vorbim despre sacramente, despre actele sfinte. Și iată, vorbim din când în când și despre spălarea picioarelor. Spălarea picioarelor este un act extraordinar, înalt, de grație al iubirii lui Dumnezeu. Vă aduc aminte că așa începe capitolul 13, înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă. S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Vrem să predicăm ce spune Scriptura despre acest act. Am detestat întotdeauna ocolirea acestor pasaje considerate dificile și controversate doar pentru că nu toți cred la fel, că în Biblie trebuie vorbit despre ele. Am detestat și excesele și căderea în absurd. N-am să argumentez astăzi dacă spălarea picioarelor trebuie făcută la început, la sfârșit sau la mijloc. Odată ce este parte din actul împărtășirii și asociat cu actul împărtășirii, asta nu putem contesta la nivelul Scripturii, el trebuie îndeplinit. Pentru frații care consideră că trebuie să o facă înainte de cină, Domnul să-i binecuvinteze, pentru cei care se întrerup undeva în timpul cinei și se duc și îndeplinesc acest act, slavă Domnului, pentru cei care o fac după, la fel de bine. Cred că din motive de funcționalitate este mult mai ușor după cină să mergem să facem actul spălării picioarelor și pe urmă plecăm acasă. Cred că ar fi inconfortabil să o facem la început și pe urmă să ne întoarcem înapoi în sanctuarul bisericii. Dacă ar fi trebuit așa și dacă ar fi fost o poruncă, o făceam și pe asta. Dar aici ni se cere să împlinim actul spălării picioarelor. Sunt foarte multe lucruri în care putem cădea în absurd. Cineva odată a dat de exemplu, vorbind de crucificarea Domnului Iisus Hristos pe tâlharul de pe cruce, și mi-a spus: dar eu de ce trebuie să mă botez în apă, că tâlharul de pe cruce nu a fost botezat în apă. M-am supărat un pic pe persoana asta și i-am spus: nicio problemă, duminica viitoare punem o cruce mare în mijlocul bisericii, te batem în cuie pe cruce și până mai trebuie să te botezi în apă niciodată. De, astea sunt întrebări fără rost, subiecte care, la care nu se poate răspunde decât pe măsura întrebării.
La fel, am fost întrebat de-a lungul timpurilor ce se întâmplă cu ce rămâne pe fundul păhărelelor sau a paharului când se împărtășesc cu oamenii. Dar dacă cade o fărâmitură pe jos, dar dacă se împiedică cineva cu toate... Atâtea ipoteze de te ia durerea de cap. Am spus, dacă se împiedică cineva și cade cu toate astea, facem curățenie, atâta tot ce să facem. Eu nu cred că trebuie să cădem în absurd. În absurd. Însă, actul spălării picioarelor este scriptural. Și vreau să vorbesc despre trei lucruri importante cu privire la actul spălării picioarelor. În primul rând, instituirea ca act. Instituirea ca act. Faptul că este în scriptură cuprinde o bună parte din capitolul 13 din Evanghelia după Ioan. Trebuie să ne dea de gândit. Sunt foarte multe versete în Scriptură care ne vorbesc despre modelul vechi testamental al spălării picioarelor, în Geneza 19:2, 24:32, 43:24, 19:21, este vorba de un act social care implică igienă, ospitalitate și respect. Un act patriarhal a fost adoptat de patriarhi, lucrul acesta, dar foarte interesant. În marea majoritate, n-aș vrea să greșesc și să prezint absolut acest lucru, dar în marea majoritate a pasajelor care ne vorbește despre spălarea picioarelor, Biblia spune că le-au adus apă să-și spele picioarele. Spălarea picioarelor era un act de ospitalitate, era un act social de igienă, reprezenta respect, însă în pasajele pe care le-am menționat, Biblia spune că le-a dus apă să-și spele picioarele, să-și spele picioarele. Mai mult, în Exod 30:21, Biblia spune că preoții, înainte să facă lucrarea la templu, deja spălarea picioarelor a intrat în ritual, nu numai în social patriarhal, în ritual, în sensul că trebuia să-și spele picioarele înainte să meargă să facă slujbă. Trebuia să-și spele picioarele. În Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetul 44, Domnul îi reproșează lui Simon când merge la el în casă și îi spune... Am venit la tine în casă și nu mi-ai dat apă să îmi spăl picioarele. Cu alte cuvinte, spălarea picioarelor ca act social, patriarhal și chiar ritual, era un act pe care îl săvârșea persoana respectivă, ceea ce trebuia să facă gazda, trebuia să ofere condițiile necesare și apă pentru ca să își spele persoana respectivă picioarele. Cum am menționat, era și un act de igienă în vremea respectivă, nu era asfalt, nu erau pantofi, măsuri de protecție a picioarelor de murdăria și de praful din drum, drumurile erau cum erau, dacă erau, și atunci era foarte necesar să-și dea jos sandalele și să-și spele, să-și curățească picioarele, mai ales când intra în locuința, așa cum era ea, poate doar un cort a persoanei vizitate. În modelul nou testamentar poate fi un act social, încă avem de-a face cu probleme de igienă și poate fi un act social, igienă, ospitalitate, respect, este un act instituțional însă. Și diferența majoră între modelul vechi testamentar și cel nou testamentar. N-am să afirm că niciodată nimeni n-a spălat picioarele altcuiva, dar în general modelul nou testamentar era de a da apă, condiții ca cineva să-și spele picioarele. În modelul nou testamentar, imperativul nu este unul care ține de igienă. Pentru că dacă ținea de igienă, în primul rând Domnul Iisus Hristos, care i-a reproșat lui Simon că a venit la el în casă și nu i-a dat apă să-și spele picioarele, ar fi respectat și cred că a respectat
norma socială, patriarhală, de spălarea picioarelor. Eu cred că ucenicii și Domnul și-au spălat picioarele înainte de a intra în odaie. Pentru că dacă și-ar fi spălat picioarele unii altora și Domnul ar mai fi spălat picioarele la unul sau doi, cred că Petru ar fi făcut scandal la început. Îl vedem pe Petru foarte surprins de actul spălării picioarelor, pentru că se introduce ceva nou, cu care Petru nu e obișnuit. Petru avea idee de spălarea picioarelor atunci când intrau într-o odaie. Și după cum spuneam, sunt 100% convins că Domnul Iisus Hristos a respectat normele sociale de spălarea picioarelor când a intrat în odaia cinei. Aici avem de-a face cu ceva diferit. Bineînțeles că actul acesta în biserica primară a devenit chiar un act ritual. Vă aduc aminte de văduvele care trebuiau acceptate ca văduve cu mai multe condiții. Una dintre ele chiar era spălarea picioarelor sfinților. Spălarea picioarelor, nu cea instituționalizată prin cină, ci cea de ordin social și igienic, căpătase anumite conotații și imitații ale actului de la cina Domnului. Și mi se pare foarte interesant, din motive de decență și de corectitudine, femeile foarte în vârstă, văduve, stăteau la intrare și spălau picioarele sfinților când veneau la închinare, pentru ca să fie cât mai eficient și mai optim lucrul acesta. Și când ele rămâneau văduve, erau considerate văduve și în virtutea acestui lucru. Este considerat ca o condiție în 1 Timotei 5:10. E foarte posibil spălarea picioarelor să fie ceva generic, să însemne să fi stat la dispoziția sfinților, să fi fost implicat în slujire, dar asta este expresia folosită de Pavel în scrisoarea pe care o trimite lui Timotei. În Ioan 13 însă, este ceva cu totul diferit. În primul rând, în Ioan 13, Iisus le spală picioarele și oferă lucrarea aceasta ca un model pentru ca ei să-și spele picioarele unii altora. Când? Că nu s-a întâmplat atunci. După ce le-a spălat picioarele, Domnul s-a așezat la masă împreună cu ei și le-a dat explicații. Dar nu atunci i-a pus să-și spele picioarele. Actul acesta trebuia împlinit în contextul instituționalizării, care era cina Domnului, pentru ca orice lucrare de ordin divin să aibă o verticală și o orizontală a crucii. Verticala fiind cercetarea personală, așa cum auzeam mai devreme, între tine și Dumnezeu, iar orizontala, relația cu cei din jur, între tine și aproapele. Orice lucrare de ordin divin are o verticală și o orizontală. Verticala este, vino Doamne Iisuse. Orizontala este să-i chem pe cei din jurul tău la mântuire. Cele două chemări din Apocalipsa 22. Rețineți, frați și surori, a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă să ai și orizontala de a-L iubi pe aproapele. Și Ioan spune foarte clar, nu putem declara iubirea noastră pe verticală dacă nu dovedim iubirea noastră pe orizontală. Ele merg împreună. Această pereche de dimensiuni ale credinței se văd peste tot și în toate aspectele legate de credință. Există o verticală și o orizontală. Ne raportăm la Dumnezeu și ne raportăm la aproapele. Iisus le spală picioarele ca un model pentru ca ei de atunci încolo să-și spele picioarele unii altora, că asta e porunca pe care le-a dat-o. Ce mi se pare
uluitor în dorința lui de a instituționaliza cina Domnului, că putea să treacă peste ea dacă nu era esențială și dacă nu trebuia împlinită. Putea doar să le... Dar de câte ori nu le-a predicat și nu le-a spus că trebuie să fie smeriți, că trebuie să fie supuși, că trebuie să slujească, trebuie să facă toate lucrurile pe care trebuie să le facă un pocăit. Principiile le-a enunțat de multe ori. Care era motivul să mai instituționalizeze lucrul acesta? Că nu era cel mai potrivit moment. Vreau să vă gândiți la poziția Domnului Iisus Hristos în momentele alea, care știa ce urmează să se întâmple. Aștepta să fie prins, aștepta să fie vândut, aștepta să fie judecat, aștepta să fie lovit, aștepta să fie batjocorit, aștepta să fie pironit pe cruce și să stea în rușine și în oprobiu în fața trecătorilor, să devină o priveliște sumbră, odioasă. Cel mai negativ moment din istoria omenirii și a universului. Și în acele momente, Domnul Iisus Hristos putea să aștepte compasiunea, putea să aștepte revărsarea de emoții și de sentimente din partea ucenicilor, dar ei habar n-au ce urma să se întâmple și dacă le-a spus de câteva ori, refuzau să creadă că se va întâmpla. Nu doreau să se asocieze cu acest scenariu. Și într-un moment în care el ar fi avut nevoie ca alții să-l mângâie, să-l întărească, să îi spună două vorbe bune, de dragul instituționalizării acestui act și de dragul lor că i-a iubit până la capăt și a vrut să le dea un model complet, s-a încins cu ștergarul, s-a așezat la picioarele fiecăruia dintre ei și le-a spălat picioarele. Aceasta este instituirea actului. În al doilea rând, înțelegerea actului. Spiritual este foarte clar ce înseamnă. În primul rând înseamnă supunere. Ca să te pleci la picioarele altuia, înseamnă să te așezi sub autoritatea lui. Și Biblia spune, supuneți-vă unii altora în dragostea lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune să fim supuși, să chiar recunoaștem autoritatea altuia de a veghea asupra mea. Ce înseamnă să mă supun altora? Înseamnă că atunci când cineva vede ceva greșit în mine, are autoritatea din partea cuvântului lui Dumnezeu să vină și să-mi spună: nu faci bine, frate, nu faci bine, soră. Fără ca eu să-mi permit să-i spun: dar cine ești tu? Acum trebuie să o facem cu înțelepciune, trebuie să o facem cu tact, trebuie să o facem în dragoste, dar totuși trebuie să abordez pe cineva personal. Noi exprimăm autoritatea cuvântului lui Dumnezeu de la amvonul bisericii cu fermitate, fără niciun fel de pardon, fără niciun fel de derogare, fără niciun fel de slăbiciune, că nu prezentăm principiile noastre și nimeni nu trebuie să uite la noi ca și când vorbim de la noi. Vorbim ce vorbește Dumnezeu și Dumnezeu nu își cere iertare prezentându-și adevărul, principiile și standardele despre care auzeam mai devreme. Dar avem autoritate să ne ducem personal la fratele nostru, la sora noastră, când vedem o greșeală, să încercăm să-l ridicăm cu Duhul blândeții și să o facem pentru ca persoana respectivă să nu se piardă. Simbolul actului spălării picioarelor este supunere. Când ne spălăm picioarele, ne aducem aminte de responsabilitatea de a veghea unul asupra altuia. Și de obicei, tu îi speli picioarele, el îți spală picioarele. Când tu îi speli picioarele, te cobori și spui: dacă trebuie vreodată să-mi spui că sunt greșit, accept. Când îți spală el picioarele, spui: dacă vreodată văd ceva în viața ta care trebuie corectat, îmi asum această poziție de autoritate să te avertizez din dragoste, din dorința ca amândoi să mergem drept spre calea împărăției, pe calea împărăției, până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. E supunere. În al doilea rând e smerenie. Vedeți? Petru ar fi acceptat ca toți ceilalți ucenici să se plece la picioarele lui și să îi le spele. Erau mai tineri, erau mai mici. Petru considera că are ascendent. Oricare, de la primul până la ultimul: a picioarele mele spălați-mi-le. Dar când Domnul Iisus Hristos a venit să se plece la picioarele lor și când a ajuns la picioarele lui, Petru a spus: asta e puțin prea de tot, e inacceptabil.
Toți ceilalți pot fi sub nivelul meu, dar totuși Iisus Hristos e învățătorul, e mai mare ca noi toți. Cum să-mi spele El mie picioarele? Și s-a revoltat împotriva acestui act, împotriva acestei imagini. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru ca inclusiv Petru mai târziu să înțeleagă lecția smereniei. Este un act de smerenie să te pleci în fața altuia și să îndeplinești acest act pentru unii considerat înjositor. Să te pleci la picioarele altuia. Și nu e doar o lecție de supunere și de smerenie, ci de slujire. Pentru că atunci când îndeplinesc acest act, îmi aduc aminte că scopul lui Dumnezeu pentru viața mea este să le slujesc celor din jurul meu. Îmi aduc aminte, cum îmi aduc aminte la cina Domnului, de trupul și sângele Domnului, de jertfa Domnului Iisus Hristos, de faptul că trebuie să mă cercetez. Când mi-aduc aminte de tot ceea ce ține de împărtășire. Și nimeni nu spune, da, ce să mai, pentru o bucată de pâine și o sorbitură din rodul viței, da, se poate și fără. Nu se poate și fără. De ce nu spunem că nu se poate și fără? Lasă să fim noi pocăiți, lasă să fim noi credincioși, lasă să respectăm noi cuvântul, ce mai facem ritualurile astea? Așa fac mulți cu spălarea picioarelor și vin și spun, lasă ne spălăm picioarele, lasă să fim noi smeriți, lasă să fim noi supuși. Fraților, memoria omului este scurtă și ca să ne aducem tot timpul aminte de supunere, de smerenie, de slujire, iată, dar Domnul ne-a dat acest model și este un act care trebuie înfăptuit. Am vorbit de instituire, am vorbit de înțelegere, haideți să vorbim puțin despre împlinire. Împlinirea trebuie să aibă loc înainte de a înțelege. Înainte de a înțelege. Sunt foarte mulți în biserică, despre orice vorbești, despre orice poruncă a Scripturilor, ei spun, dar eu nu cred așa. Păi, tu nu crezi așa pentru că nu înțelegi. Dacă ai înțelege, ai respectat ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Până vei înțelege, împlinește. Împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, împlinirea poruncilor sfinte, trebuie să aibă loc. Că înțelegi sau că nu înțelegi. Că la un moment dat apostolul Pavel se supără. Și unii care tot stăteau cu nu înțeleg în brațe și foloseau acest nu înțeleg ca să se scuze că nu împlinesc, și ce le-a spus? Cine nu înțelege să nu înțeleagă. Să nu înțeleagă. Domnul îi spune lui Petru, tu nu înțelegi, dar vei pricepe după aceea. Și atenție! Împlinirea trebuie să aibă loc înainte de a înțelege și doi, pentru a înțelege. Pentru a înțelege. Că dacă nu împlinești, nici n-ai să înțelegi vreodată. Pe măsură ce împlinești, vine și priceperea, vine și înțelegerea. Trebuie să împlinești înainte de a înțelege și trebuie să împlinești ca să ajungi să înțelegi. Trebuie să te spăl, că dacă nu n-ai parte cu mine, Doamne, gata, și capul și mine. Petru, săracul, cade din extremă în extremă, exact cum caz mulți oameni, v-am spus, căderea în neascultare și căderea în absurd. Și două căderi periculoase. Căderile lui Petru sunt pentru că nu înțelege. Și Petru spune, acum împlinim. Și după aceea vei pricepe. Pe măsură ce vei împlini, vei pricepe. Dragii mei, actul acesta nu este despre Domnul Iisus Hristos. Este despre noi. Actul acela e despre Domnul Iisus Hristos și despre a avea viață prin El în noi înșine. Actul spălării picioarelor este la porunca și după modelul Domnului, dar pentru noi. Ca să înțelegem valoarea comunitară. Și vreau să vă atrag atenția,
Domnul Iisus Hristos respectă valorile verticală și orizontală, inclusiv pe cruce. Eu nu știu câte lucruri am mai fi noi conștienți să le facem pe cruce. Pe cruce Domnul Iisus Hristos pronunță relația dintre El și Dumnezeu. Și spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? E între El și Tatăl. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, între El și Dumnezeu. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos spune, s-a isprăvit, raportez. Cine a înțeles expresia aceasta? Dumnezeu a înțeles-o. Am împlinit tot ce trebuia să împlinesc. Dar n-a făcut-o înainte să spună, mi-e sete. Pentru ca să se împlinească scripturile. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, inclusiv atârnat pe cruce, veghează asupra scripturilor să se împlinească, pentru că El este cuvântul întrupat. Și apoi, pe cruce, Domnul Iisus Hristos se gândește la toată hoarda aceea înrăită și zice, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Știți că acolo am fost și noi, fraților. Noi am fost acolo. Toți am fost acolo prin păcatele și prin nelegiuirile noastre. Și în dreptul tău s-a rugat Hristos și a spus, Tată, iartă-l, iartă-o, că nu știe ce face. S-a gândit la noi. Specific s-a gândit la tâlharul de lângă el și a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Și pentru că avea acolo o mamă pământească care nu mai avea nicio asociere pământească cu el, el era Mesia, el era Fiul lui Dumnezeu, el era Dumnezeu, iar rămânea în ceata celor care aveau nevoie de mântuire ca oricine altcineva. Și ca să nu o lase pe drumuri, spune, Fiul, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Și în același spirit, în timpul cinei, când se pregătea să îndeplinească planul lui Dumnezeu până la ultima iotă, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și nu ar fi ajuns la capăt dacă nu instituia, dacă nu poruncea și dacă nu împlinea. Și această doctrină a spălării picioarelor. Este foarte adevărat. Frați cu conștiință sensibilă, cu dragoste de Dumnezeu, mi-au spus, frate, am probleme cu diabetul. Din când în când, nici nu vreți să vedeți cum arată picioarele mele. V-am spus că Dumnezeu nu așteaptă căderea în absurd. Mai vin unii și mai spun, ce facem dacă predicăm Evanghelia și într-o țară n-au roduviței și n-au nici pâine? Sunt țări unde n-au nimic din toate astea. Ce să ia cina? Un isip cu ce să ia? Frați și surori, ascultați. Astea sunt principiile și noi mulțumim lui Dumnezeu. Suntem în orașul Chicago, în Statele Unite ale Americii. Vă aduceți aminte ce a spus famelul etiopian lui Filip când a trecut prin pustiu? I-a spus, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? De asta Biblia spune ori de câte ori. Sunt unii care au împlinit actul acesta în fiecare zi. Alții care îl împlinesc o dată pe lună.
alții care îl împlinesc o dată pe an. Sunt situații și situații, circumstanțe și circumstanțe, și Dumnezeu respectă situațiile și circumstanțele. Dar noi aici nu avem dreptul la derogări. Pentru că nu avem dreptul, datorită experienței de viață altora și circumstanțelor altora, să anulăm actele sfinte care nouă ne sunt așa de la îndemână. De aceea, mă rog din toată inima, Domnul în această dimineață să binecuvinteze actul împărtășirii și, dacă sunteți de acord, să zicem amin. Domnul să binecuvinteze actul spălării picioarelor și, dacă sunteți de acord, să zicem din toată inima amin. De aceea le predicăm, de aceea le credem, pentru că sunt instituții de ordin divin, doctrine dumnezeiești. Și tare mă tem să nu cumva, datorită unor învățături, datorită unor influențe, să cădem în păcatul neascultării, pentru că până la urma urmei toate acestea țin de ascultare. Doamne, ajută-ne să fim ascultători. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Vom trece la actul de împărtășire, lăudăm pe Domnul cu o strofă dintr-o cântare în comun, rugăm slujitorii bisericii și apelăm cu toată dragostea și la fratele păstor George Găvruș să vină în față și să slujim împreună la actul de împărtășire.